Bine v-am găsit! Astăzi vă propun o scurtă povestire scrisă de Lev Tolstoi. Vom încerca să identificăm informații variate dintr-un text și vom căuta enunțurile adevărate sau false în legătură cu textul audiat. Să începem! Lupul și veverița, după Lev Tolstoi. Sopăind jucăușă de pe o creangă pe alta, veverița căzu drept pe spinarea unui lup adormit. Lupul sări în picioare și vrut să o mănânce. Veverița se rugă: "Lasă-mă, te rog, lupule, să plec." Lupul îi spuse: "Bine, am să te las, dar numai cu condiția să-mi spui de ce voi, veverițele, sunteți atât de vesele. În timp ce eu sunt trist și abătut, pe voi vă văd spenguindu-vă vesele prin crengile de sus ale copacilor." Veverița îi răspunse: "Mai întâi, lasă-mă să urc în copac, iar de acolo îți voi spune, căci aici mi-e frică de tine." Lupul o lăsă, iar veverița se cățără în copac și de acolo îi spuse: "Tristețea te încolțește, fiindcă ești rău. Răutatea îți mistuie inima, pe când noi suntem vesele, fiindcă suntem bune și nu facem rău nimănui." Proverbul "bine faci, bine găsești, rău faci, rău găsești" se potrivește povestirii noastre. Veverița cea isteață a reușit să scape din labele lupului, urcându-se în copac și răspunzându-i întrebării puse de lup: de ce sunt ele atât de vesele? Faptul că lupul era trist, abătut, s-a datorat răutății pe care acesta o purta în inima sa. Să răspundem la următoarele întrebări: adevărat sau fals? Da sau nu? Luați-vă timpul necesar transcrierii în caiet a exercițiului. Ne vom verifica mai apoi împreună. Puneți în ordine următoarele idei principale. Ați reușit? Verificați-vă! Pe curând!